like the sun. Who am I to think how it be if you were mine? Hola, hola! Bine v-am găsit sau regăsit la un nou clip pe acest canal. Și suntem cu a doua tentativă de a face un vlog, pentru că am mai filmat încă unul săptămâna trecută, însă la editat mi-am dat seama că sunetul cam lasă de dorit, așa că am șters totul. Aia e, o luăm de la capăt! Și în același timp mi-am dat seama că în loc să mă uit în camera telefonului, pentru că mi-am propus să filmez aceste vloguri cu telefonul, mă uitam în imagine să văd dacă mă văd eu bine, mă uitam în ecran. Și nu mi-a plăcut nici treaba asta, pentru că hai să spunem că aș fi putut trece peste partea de sunet, însă partea asta era prea de tot. Așa că am hotărât să o iau de la capăt, deoarece și când mă uit la alte clipuri și văd că persoana respectivă se uită, în loc să se uite în camera telefonului, pentru că da, sunt multe persoane care filmează cu telefonul, în loc să se uite în camera telefonului, se uită în ecranul telefonului și ai senzația că vorbește cu persoana de lângă și nu că vorbește de una singură, așa de nebună, cu telefonul. Și atunci, da, am luat-o de la capăt. Și astăzi este luni și am zis să vorbesc puțin cu voi cât timp îmi trec aici, ce produse am folosit astăzi în proiectele mele, bineînțeles. Pentru că dacă nu, după îmi va fi mai greu să le țin așa pasul. Ce vom face astăzi? Acum dimineața, pentru că este... Nu este exagerat de dimineață, este ora 10 și ceva. Vom merge la forțele de muncă, nu este pentru mine, dar totuși vom merge pentru vecina mea și acolo. Așa. Și acolo avem ceva de rezolvat, pentru că fiind detalii private, nu îmi permit să vă vorbesc eu despre treaba asta. Și da, mi-am pus puțin fața. Eu săptămâna trecută, sau cealaltă săptămână, nu mai țin, cred că cealaltă săptămână, intrasem până în Sephora și mi-am luat două chestiuțe. O să le vedeți în partea de Empty Store Haul, pentru că nu este absolut nimic ieșit din comun, nu este nimic mult, adică doar două miniaturi. Dar le-am cerut fetelor de acolo să îmi dea o monstră de la fondul de ten de la NARS. Și le-au fost suficient de drăguțe încât mi-au făcut o monstră. Eu îl testez deja, astăzi este a treia oară, nu este a treia zi consecutivă, dar este a treia oară. Prima dată l-am folosit doar cu buretele și nu mi-a prea plăcut cum s-a văzut. A doua oară l-am folosit cu mâna și a fost totul ok. Și astăzi este a treia oară, din nou l-am folosit cu mâna. Cu ocazia asta vom vedea de fapt împreună și rezistența lui. Eu știu sigur că nu se împacă chiar cel mai bine cu masca, din păcate, însă majoritatea fondurilor de ten nu se împacă bine cu masca. Așa că, da, vom vedea împreună. Astăzi, pentru a-i da o șansă cât mai corectă, mi-am pus eu destul de multe chestii pe față. Am încercat, de fapt am folosit și cu pudra aceasta de la Charlotte Tilbury, care știu că fixează foarte bine și ai nevoie de o cantitate extrem de mică pentru a-ți fixa întregul machiaj. Aici avem caietelul în care notez eu folosirile unui produs. Dar, da, cam asta este treaba. Acum dimineață mergem la forțele de muncă și după masă vom merge la centru comercial, deoarece trebuie să duc mașina partenerului meu pentru revizia tehnică. Mașina mea cred că mai are până în vară pentru revizia tehnică, în schimb a lui trebuie făcută până la sfârșitul acestei luni. Și am reușit să avem pentru astăzi o programare. Așa că vom merge acolo. Trebuie să las mașina de la 3:30 până la ora 5.
Ceea ce înseamnă că am o oră jumătate de pierdut la centru comercial. Nu are rost să mă aducă ei acasă și să vină să mă ia după, pentru că cu ocazia asta vom merge și pe la Kiabi. Magazinul de unde, apropo, Cristina Preda, mi-am luat bluzița aia care îți place ție tare, 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 tare. Vom merge acolo. Kiabi este un magazin de haine, din ce știu eu se găsește și în Spania, nu știu alte țări, în alte țări dacă se găsește sau nu. În Franța este, să spunem așa, nici Primark, pentru că în Primark se găsește lucruri de casă, dar este pe același principiu, aș putea spune, pentru că are prețuri foarte mici. De exemplu, o pereche de blugi din aceștia skinny sunt 10 euro. Într-adevăr, nu au o rezistență wow, dar își fac treaba. Și eu de obicei îmi cumpăr de acolo tricouașe sau diverse bluzițe, pentru că tricourile sau bluzele, în general, hainele sunt din bumbac. Și tricourile sunt în jur de 3-4 euro, ceva de genul, până în 5 euro. Și merg acolo, vreau să văd dacă mai găsesc vreo 2-3 tricouri, pentru că am unele care deja de la ta spălat s-au făcut cam murițele. Aici îl avem și pe năzdrăvanul nostru, care zilele acestea este foarte îndrăgostit, vrea iubire. Nu, mama? Da, mama? Da, mama? Da, mama? Da, hai, te lasă, mama. Da. Așa, nu știe ce să mai facă și pe unde să mai cotropăie. Bun, acestea fiind spuse, câte ora? Mai am încă 10 minute până ies din casă. Trebuie să o iau de la capăt cu toată treaba asta cu filmatul, dar nu este nicio problemă. Ce vă arătasem atunci? Bine, vă arătasem ce cumpărasem de la Lidl, de la piață, însă nu are rost să mai scot acum totul încă o dată. Multe de la piață nici nu le mai am. Vom vedea ce va ieși și săptămâna aceasta. Sper ca sunetul să fie ok și să fie totul bine. Oricum, pentru orice eventualitate, eu mi-am dat comandă de o pereche de căști din acelea fără fir pentru a mă putea folosi și de microfon, să vedem și acolo dacă calitatea va fi ceva mai bună. Deși mi s-a părut foarte ciudat, deoarece eu am mai filmat cu telefonul, cu acest telefon pe care l-am, am un Samsung A7 nu știu cât, nu mă întrebați pentru că eu sunt varză cu tehnologia, dar știu sigur că am un Samsung A7 și totul a fost ok. De această dată ceva n-a vrut, n-a fost ok, n-a funcționat. În fine, apropo de telefon, în mod normal, pe săptămâna viitoare sau cealaltă, voi merge să mi-l schimb, adică să-mi iau un alt telefon, deoarece noi, având abonament la cei de la Orange, plătim lunar, nu știu, plătește de fapt partenerul meu un 5 euro la abonamentul lui în plus, ceva de genul, și am drept odată la 2 ani să-mi schimb telefonul, ceea ce înseamnă că telefonul acesta a rezistat 2 ani fără să îl crap, să îl scap, fără să se strice. Mi se pare wow, eu sunt genul de om care strică telefoanele pe bandă rulantă. Ei bine, acesta rezistă eroic, încă funcționează foarte bine, dar am zis că dacă tot avem ocazia asta, de ce nu? Eventual, nu știu, s-a uitat el la telefoane, nu mă întrebați, după ce o să mi-l cumpăr, o să vă arăt, bineînțeles, ce telefon îmi voi lua, stați așa că mă caută cineva pe Facebook și o să vă arăt atunci. Oricum, probabil va fi o diferență mică de plătit, care, bineînțeles, că o vom plăti undeva mai mult de 50 de euro, nu sunt dispusă să dau, pentru că telefonul meu este ok. Dar da, în general, telefonul la care s-a uitat el, am înțeles că ar trebui să mai plătim noi un 30, un 40 de euro. Bineînțeles că îi mai cumperi folie de protecție și toate cele. Bun, înainte de a încheia pentru acum, vreau să vă arăt ceva ce voiam să vă arăt data trecută. Acum ceva timp mă uitam eu la setul acesta de la Tarte cu palete și partenerul meu a fost foarte drăguț și mi-a luat asta și încă niște chestii. Așa, cu ocazia zilei de atunci, adică fără niciun motiv. Și dacă
vă uitați pe YouTube de câțiva ani și urmăriți mai multe fete din afară, știți că paletele de la Tarte, în special aceasta Tartlet Toasted sau Tartlet Bloom, erau foarte, foarte lăudate și mi le-am dorit și eu, bineînțeles, plus că aveau un preț foarte fain. Erau undeva în jur de 40 ceva de euro toate, dar a fost și o ceva reducere, așa că, da, a mers treaba ok. Nu sunt în full size, dar nici nu sunt miniaturi, adică sunt undeva la mijloc. Bruno, sunt undeva la mijloc, au câte 9 farduri în fiecare paletă și comparativ cu paletele mari, din ce am observat eu, acestea au un fard ceva mai mare, adică tăvița este ceva mai mare. Aceasta este Lil Bloom, cam așa se prezintă. Dacă vă interesează, bineînțeles că o să vi le arăt în machiaje. Avem aici Lil Juicy, pe aceasta nu o cunoșteam, așa că o vom cunoaște acum. Eu mi-am băgat deja degetele în toate pentru că nu am putut să mă abțin, vă dați seama că așa miros toate a ciocolată, ceva de genul cacao, ciocolată. Am un miros foarte fain. Și Toasted, care este cu nuanțe calde. Nu m-am jucat încă cu ele, dar le va veni și rândul lor. Momentan încă le păstrez așa, în cutie, pentru că, bineînțeles, că o să vi le arăt și în partea de empties și haul, cum v-am obișnuit deja de anul trecut. Bun, gata, nu mă mai lungesc. Oricum, pentru acest vlog, pentru că eu am văzut că sunt fete care fac vloguri scurte de vreo, pe o săptămână, de vreo 20 de minute, maxim jumătate de oră, nu știu dacă mie îmi va ieși acest lucru, știindu-mă cât de mult vorbesc, nu știu și nu cred, dar luați-vă o cafea, apucați-vă de făcut curat, nu știu, faceți ceva, pentru că va dura toată treaba. Bun, aștept părerea voastră în comentarii, dacă vă convine ideea să fac un vlog săptămânal, bineînțeles cu lucruri mărunte, pentru că nu fac absolut nimic deosebit, mai ales că cel mai probabil până în aprilie eu încă nu mă întorc la muncă. Și în același timp spuneți-mi în comentarii dacă vreți să vă vorbesc pe anumite teme, eu am deja vreo două în minte, dar vom vedea dacă am timp să vă vorbesc în acest vlog sau în altul, mai exact despre influenceri și cum ar trebui să vă alegeți mai bine influencerii din punctul meu, din umila mea experiență, dar v-am spus, vom dezvolta totul într-o, sau vreți un clip separat, poate, nu știu, așa, și în același timp să vorbim despre ingrediente, despre anumite ingrediente controversate, pentru că observ că în foarte multe produse de îngrijire a tenului se găsește alcoolul, parfumul și așa mai departe. Este acum trendul ăsta mare cu produse bio și fără parabeni și fără conservanți și nu știu ce. Ele sunt controversate, dar fiecare are rolul lui și eu, bineînțeles, documentându-mă de la persoane mult mai inteligente decât mine, de la persoane specializate în domeniu, vorbim aici de dermatologi, vorbim aici de esteticieni, vorbim aici de formulatori cosmetici, am tras o concluzie proprie și dacă vreți să știți și părerea mea pe această temă, vreți un clip separat sau vreți să vă vorbesc în vlog, nu ezitați să-mi spuneți și vom face așa. Bun, gata, nu mă mai lungesc, mă duc să mă încalț, pentru că îndată trebuie să ies din casă.
Bineînțeles că nu am filmat nimic când am plecat la forțele de muncă, pentru că de ce aș filma, de ce aș scoate telefonul? Știți că pentru mine încă nu este o obișnuință toată treaba asta, însă am vrut să vă fac un mic update la fondul de ten. Și după cum se vede pe nas, s-a cam dus puțin pentru că am stat în jur de o oră cu masca pe față și eu încă, cel puțin, chiar dacă am văzut mai multe tutoriale, am văzut mai multe tipsuri și așa mai departe, încă nu am descoperit pentru mine formula perfectă să nu mi se mai ducă fondul de ten sub mască. Dar da, rujul s-a cam dus pentru că am și mâncat între timp, pentru că mi-erau foame de lup. Și am vrut să vă arăt cam cum se poartă fondul de ten. Mie una îmi place, într-adevăr, se transferă pe mască, dar momentan nimic de speriat. Oricum o să o mai port încă vreo 2 ore atunci când merg cu mașina la revizia tehnică. Și vom vedea la sfârșitul serii cum arată. Mă uitam acum pe YouTube. Adevăr e că dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că eu, în general, evit să vorbesc sau să intru în diverse polemici, pentru că, nu știu, consider că nu este locul meu, eu nu de asta am început un canal de YouTube și așa mai departe. Însă, sincer, am auzit atât de multe chestii, adică aud și văd atât de multe chestii de la diverse persoane, indiferent de numărul de abonați și așa mai departe, pentru că nu are nicio legătură, însă aud niște chestii care mă fac să mă mănânce limba. Păi și mă fac să mă mănânce limba într-un hal. Și nu știu acum ce să fac, pentru că mă tentează să fac un clip separat în care să vă spun părerea mea despre unele chestii auzite pe YouTube la diverse persoane. Am spus fără să dau nume, fără să așa, ci pur și simplu lucrurile în sine. Cum, de exemplu, recent mă uitam, pentru că mie îmi place să mă uit la clipuri de genul ăsta cu declutter, organizare și așa mai departe. Și cu ocazia asta mi-am adus aminte că vreau să-mi reorganizez și eu puțin produsele, pentru că am mai primit palete de machiaj și acolo unde le țin eu nu prea mai au loc și trebuie să fac eu niște reorganizări. Dar ideea era că tipa asta la care mă uitam este primul clip la care mă uit, este primul clip pe care îl văd de la ea, nu o cunosc, vorbea despre bureței de machiaj și că avea 3 bureței de machiaj și că ar trebui să-i arunce pentru că nu este bine să păstrezi bureții folosiți. Nu, îi speli. Și mai folosești încă o dată, și încă o dată, și încă o dată. Ei, și sunt chestii de genul ăsta, adică mă fac să mă mănânce limba. Am mai auzit eu acum zilele trecute ceva cu... Oricum era un clip despre sustenabilitate, însă, da, nu știu. Cred că dacă mai audă multe perle din astea, o să mi le notez oricum într-o agendă și voi face un clip separat pe treaba asta, deși simt că va fi un clip ușor mai acid. Venind din partea mea, care v-am spus, de obicei mă țin de parte de lucrurile astea, dar mă mănâncă limba. Și mă mănâncă rău de tot. Așa că, nu știu, îmi spuneți și voi dacă vă interesează să vă spun părerea mea sau nu. Bine, umila mea părere, pentru că eu nu sunt o expertă în foarte multe domenii. Dar, da, mor. Acum, o să-mi mai dau cu ceva ruj, cred că, pe buze. Mai stau puțin și îndată plecăm la revizia tehnică și cu ocazia asta mergem și prin magazine.
vedeți cât de cât ok, că nu sunt prea țeșită, doar că am pus telefonul practic pe suport pe biroul partenerului meu și să vedem ce ne iese, adică eu văd că telefonul nu stă chiar drept. Însă aia e. Vreau să vă arăt nasul meu, da, se observa, pentru că am purtat masca. Deci am purtat-o dimineață în jur de o oră și ceva. Și după amiază am purtat-o de la 3:15 până la 5:40, undeva pe acolo. Deci am mai purtat-o încă multe ore și a se observa, da. Aici mă uit în viewfinder să-mi văd și eu bârnăul. Dar, adică oricât de bun ar fi fondul de ten... Da, din păcate, aia e. Noi suntem în dormitor. În cazul în care nu v-ați dat încă seama, am zis, haide să vă arăt ce am cumpărat. Și hai să începem cu partea cea mai simplă. Am intrat pe la Kiabi, oricum eu am încercat să trag câteva cadre, dar nu am filmat prea mult pentru că am fost așa ușor pe fugă. Kiabi seamănă puțin cu... Primark-ul, în principiu, la prețuri și la calitatea hainelor, seamănă cu Primark. Noi aici, în oraș, nu avem Primark. Cel mai aproape este la Marseille, ceea ce înseamnă, nu știu dacă 80 de kilometri sau mai puțin, nu știu exact, în fine. Și mi-este ușor peste mână să merg să-mi cumpăr 3 tricouri. Ideea este că am tricouri luate de la ei din trecut, însă s-au cam uzat. Adică eu nu-mi prea cumpăr haine decât atunci când chiar am nevoie. Singurul dezavantaj la ei este că, în general, trebuie să îți cumperi o mărime mai mare decât ai purtat tu în mod normal. Și chiar și acum am observat, pentru că eu în mod normal aveam tricouri înainte de COVID-uț. Aveam tricouri SM. În timpul lui COVID-uț, într-adevăr, am pus câteva kilograme pe mine și cât a fost perioada asta, cât am lucrat câteva luni, nu am reușit să le dau jos înapoi. Iar acum sunt în partea aia de stagnare. Dar le voi da jos la un moment dat, nu-i nicio problemă. Însă, în momentul de față, aia e, am câteva kilograme în plus. Și mi-asum. Nu mă deranjează, lucrez la treaba asta, dar vom vedea, adică... Da, în fine, nu are rost, în fine. Ideea este că trebuie să-mi iau cu o mărime mai mare, dacă în mod normal aș avea M-ul, la ei trebuie să-mi iau L-ul. Și L-ul îmi este genul acela, nu mulat, dar totuși se așează frumos pe corp și hainele lor sunt din 100% bumbac provenit din agricultură biologică, adică cam toate hainele lor sunt din bumbac. Mi-am luat niște bluzițe de acest gen. Avem una așa, cu dungi roșii, una cu dungi mai înguste, practic, și albastru. Și una simplă, toate sunt cu mânecă gen 3 sferturi și au fost 5 euro fiecare. Stați așa să vă arăt. Da. Este 5 euro fiecare, ceea ce mi se pare, sincer, un preț mai mult decât decent. Eu le-am probat pentru că voiam să le testez înainte, în cazul în care nu-mi vin bine, să le duc înapoi. Bun, luăm în ordine descrescătoare cu prețurile. Mi-am luat și acest tricou și acesta se simte că nu este din gama lor permanent, adică din gama lor clasică, mai bine spus, pentru că acesta a fost 4 euro. Pentru că chiar dacă mi-am luat L-ul, la acesta mi-ar fi fost mai ok M-ul, însă de stat prin casă, de ieșit rapid la cumpărături și așa mai departe, nu este nicio problemă dacă este ceva mai lărgut și scrie pe el Amor de mi vida, pentru că dacă nu mă înșel, camera va distorsiona puțin imaginea. Și v-am spus, acesta a fost 4 euro. Mai departe, trecem la 3 euro. Acesta mi l-am luat tot așa, dar ca să fie pe post de tricoul lui, se vede că este destul de larg și pe mine este destul de larg. 3 euro.
Acesta este un bleu maren și acesta este negru, la fel 3 euro. Din nou, 3, adică nu are rost să vă mai repet de fiecare dată pentru că ați înțeles principiul. Da? Așa. Și toate, deci în special, nu știu exact dacă cel la 4 euro are același material. Ba da, tot la fel, bumbac și bumbac ecologic. Adică sunt, pentru mine, sunt tricouri simple. Erau și tricouri din acestea mai funny, cu fel de fel de mesaje, undeva în jur de 10 euro. Dar, sincer, n-am considerat necesar în momentul de față și mi-am luat și niște maieuri. Acestea au fost 2 euro bucata. Mie îmi place să, știți, odată cu vârsta, de fapt, dintotdeauna eu purtam în mod normal body-uri pe dedesubt, doar că am renunțat să mai port body-uri deoarece mă iritau ușor în zona inghinală. Nu am găsit unul care să-mi fie suficient de comod încât să nu am probleme cu el. Și atunci mi-au maieuri de acest gen simple, cu bretele cât mai subțiri, pe care să le pot băga în pantalon și în felul acesta să mă asigur că am spatele acoperit. Eu, având tot timpul probleme cu ovarele, cu rinichii și așa mai departe, a trebuit mereu să am grijă și momentan mai am doar un maieu de acest gen, așa că mi-am mai luat încă unul pe negru, unul pe alb și unul pe roșu. Și fiecare a costat 2 euro bucata. Mie, nu știu dacă în România le găsiți mai ieftin sau mai scump, același material, practic, aceeași calitate. Eu una mă declar mulțumită și acum urmează să le bag mâine la spălat, bineînțeles, ca după să le pot purta și să-mi fac cu ocazia asta o triere la tricourile mele de stat prin casă și cele pe care nu le mai port, cum ar fi acesta de pe mine, cam are nevoie să fie schimbat, îi le voi da partenerului meu drept hârpe pentru muncă. Și pentru că trebuie să mă vopsesc și vreau să urmez sfaturile pe care mi le-a dat fata care m-a tuns, mi-am luat și un oxidant de 3%, volum 10. Pe acesta l-am luat de la Blue Libellul. Blue Libellul este un magazin tot așa cu produse profesionale, atât pentru păr, unghii, cred că aveau și ceva de machiaj, dar aveau un stand mix din ce am văzut eu. Cu siguranță pe site-ul lor se găsesc mai multe produse, dar în fine. Și am luat un oxidant din acesta cu 10%, pentru că 3% de fapt, pentru că pe acesta îl voi folosi pe lungime. Însă, înainte să vă dau mai multe detalii, vreau să mă vopsesc de 2 ori măcar, să-mi schimb rutina, să schimb pașii pe care îi fac, deja am început oricum în mare parte, și să mă focusez mai mult pe ceea ce mi-a spus ea, bineînțeles, adică să vă pot arăta o diferență, dar ca să pot observa o diferență, cred că mi-ar trebui măcar vreo 3 luni de zile. Așa că, da, asta ar însemna vreo 2 vopsiri și așa mai departe și după să vă pot arăta o diferență, pentru că oricum în momentul de față voi ați observat că părul meu arată mult mai ok, mult mai sănătos, fiind tuns. Și am intrat și prin farmacie și am luat o pastă de dinți, aceasta de la Meridol, este o pastă de dinți Parodont Expert, deci pentru parodontoză, nu este pentru mine, este pentru colegul meu de cameră, care nu mai are pasă de dinți, adică este pe terminate. Nu, aici este vina Alexandrei, Alexandra Andrei, așa, dacă nu o urmăriți, urmăriți-o. Și ea, practic, m-a înnebunit cu ceaiurile Puca. De fapt, nu doar pe mine, pe toată lumea. Ea are o colecție foarte mare de ceaiuri Puca, este consumatoare. Eu am tot încercat diverse cutii din acestea de descoperire a ceaiurilor Puca. Am avut și un calendar advent de la ceaiuri Puca, așa că împreună cu partenerul meu am tot testat să vedem ce ne place mai tare. Ei au tot felul de combinații, unele sunt mai dubioase pentru gustul nostru, altele sunt foarte mișto, însă pe aceasta cu
mentă, noi mai avem o cutie, deci nu este nici pe jumătate, cred, dar am mai luat încă una pentru că aceasta îi place inclusiv partenerului meu și din când în când mai bea și el câte un ceai, oricum seara încercăm să mai bem ceaiuri, nu seara de seară, dar da. Și a fost 2,99€, 3€. Sunt mult mai ieftine decât pe Amazon sau pe alte site-uri, deci le-am găsit în farmacie mult mai ieftine. În schimb, nu ai o varietate la fel de mare, dar este ok. Și l-am luat și pe acesta cu mușețel, vanilie și miere de manuka, care la fel ne-a plăcut amândurora destul de mult, care a avut același preț. Știu că, din ce am înțeles, ceaiurile Puca în România se găsesc în Carrefour, dacă nu mă înșel, însă am înțeles că au un preț destul de piperat. Asta mi-a spus prietena mea. Și am tot auzit pe Facebook, pe YouTube și așa mai departe, vorbindu-se de pastilele de la For Capil pentru păr și unghii. Le-am văzut acum, au fost la ofertă, practic aveai cutia asta mare, care este pentru 3 luni, dacă nu mă înșel, da, este pentru 3 luni și mai primeai încă o lună gratuit și a fost 20 de euro, 21, oricum, undeva pe acolo. Am mai văzut încă o variantă cu mai multă keratină, și încă o variantă care ar fi și pentru fortifiere și pentru creșterea părului și anticădere și așa mai departe. Mie în momentul de față nu mai cade părul. Am chiar câteva luni, haleluia, nu mai cade părul. În schimb, vreau să îl fortific puțin. Am zis că vreau să încep cu astea, să le încerc pe astea și următoarele să le iau pe cele pentru creștere. Dar până una alta, până să mă intereseze atât de mult lungimea, pentru că da, îmi doresc să-l cresc ceva mai mult, vreau să îi dau o bază sănătoasă, practic. Și, bineînțeles că avem aici, din ce am citit eu, zice că primele rezultate, practic, le vezi undeva după 3 luni. Deci, cum vă spun eu, în general, trebuie să ai răbdare. Și înainte să mă apuc să le iau, o să fac o fotografie cu părul meu mâine, după ce îl spăl și lasă să se usuce, bineînțeles. O să fac o fotografie la spate și la față pentru a vedea peste 3 luni de zile să putem compara dacă avem ce compara și așa mai departe. Și fata de la farmacie mi-a dat această cremă pentru, de la Uriaj, Age Protect, care ar trebui să corecteze instant ridurile, ridurile, de fapt adânciturile cele mai profunde și pielea care este texturată, practic. Ar fi drăguț dacă v-aș fi arătat tot și vouă, nu? Așa m-am gândit și eu. Este pentru toate tipurile de ten, are 5 ml. Cam așa se prezintă. Și are o textură foarte, foarte, foarte grasă, sincer. Așa că abia aștept să o testez și cred că o voi testa cu precădere în... Cam asta am cumpărat eu, cam asta am făcut eu. Acum sunt dubii pentru că m-aș vopsi, deoarece am rădăcinile destul de crescute. M-aș vopsi, dar am nevoie de una bucată partener să fie acasă să mă vopsească. Ori să las să mă vopsească el când vine la prânz, ori să mă spăl mâine pe cap în mod normal și să în weekend să mă vopsească. Încă nu știu. Mă consult și cu el. Spuneți-mi dacă, pentru că oricum văd că mă lungesc mai mult decât e cazul, spuneți-mi dacă voi ați încercat For Capilul și dacă da, cum v-a ajutat pe voi, dacă v-a ajutat sau nu și așa mai departe, sau dacă nu, ce alte suplimente alimentare ați mai luat pentru păr în cazul în care ați făcut. Bun. Hei, hei! Și astăzi este miercuri. Nu am mai vorbit cu voi, este miercuri, este deja ora 30 ceva, nu, 20 ceva.
N-am mai vorbit cu voi ieri pentru că ce-am făcut ieri? Am spălat haine, am făcut mâncare, am filmat clipul pe care voi îl veți vedea miercuri. Adică l-ați văzut deja și dacă nu vă invit să o faceți, este despre parfumuri. L-am editat, bineînțeles. Adică am făcut lucruri din acestea administrative, să-i spunem așa. Astăzi de dimineață m-am trezit și am mai avut puțină treabă, nu pentru mine. Într-adevăr, zilele acestea nu vă pot da prea multe detalii sau să vă filmez prea mult când merg la forțele de muncă sau cum merg și acum, pentru că sunt niște lucruri pe care nu le fac pentru mine, sunt pentru altcineva și atunci, știți voi, vorbim despre intimitate și spațiu personal. Dar am zis totuși, haideți să vă salut și pe ziua de miercuri. Astăzi, v-am spus, am făcut un CV, am avut puțină treabă cu treaba asta, dar da, am făcut CV-ul și mi-au venit ieri căștile. Sunt curioasă să văd acum calitatea sunetului, cum va fi, dacă va fi mai ok sau nu, pentru că mi-am pus casca în tocmai pentru a testa. Și mergem unde avem treabă, iar... După amiază, nu știu exact, de fapt după amiază, deja pe seară, pentru că programarea durează în jur de o oră, o oră și ceva. După, nu știu exact ce vom face. Dacă găsesc niște cadre drăguțe pe acolo pe unde merg, pentru că este prima dată când merg, o să vă filmez și vouă, dacă nu, aia e, pentru că știu că este un liceu, ceva prin apropiere. Dar da, mâine... Piață, bineînțeles, cred, dacă nu-mi este prea greu. Și mai vedem ce mai facem. Bun, și astăzi este sâmbătă. Miercuri, după ce am venit acasă, nu am mai făcut mare lucru. Joi, inițial am spus că merg la piață, însă m-am răzgândit pentru că aveam destul de multe fructe și legume și am zis că vreau să consum ce avem în frigider și după să merg să mai cumpăr. Dar mi-am decongelat frigiderul și congelatorul, le-am spălat, am reorganizat puțin pe acolo și în același timp, nu, vineri am filmat clipul de Empties pe care voi l-ați văzut deja și am pus toate lucrurile la locul lor, iar astăzi este sâmbătă. Și dacă ați văzut clipul de vineri, acela cu Empties, vă spuneam în partea de haul că am dat o comandă pe site-ul celor de la DCM. Comandă dată la începutul lunii și care, în momentul în care am filmat, era încă undeva prin Belgia. Însă astăzi, sâmbătă, am văzut un mail la mine pe laptop în care îmi spunea că comanda mea se află în cutia poștală. Așa că am plecat fuguța la prânz în cutia poștală și mi-am găsit comanda. Înainte de asta, scuzați unghiile, aseară le-am dat jos și astăzi urmează să le refac pentru că aveau deja, cred că mai bine de 3 săptămâni și era cazul să... Da. Ați înțeles voi. Adică mie îmi cresc oricum unghiile destul de repede. Acum, să revenim la The Ordinary. Hai să începem cu primul produs. De fapt, să începem cu produsele pentru care am plasat inițial comanda. Știți că v-am spus eu acolo că eu de câteva luni caut varianta de retinol de la The Ordinary, aceasta Gran Activ, deoarece aceasta este o emulsie solubilă în apă. În general, majoritatea serurilor cu retinol sunt mai uleioase. Am încercat și varianta de la The Ordinary, varianta normală. Am încercat și fiolele de la Gerovital. Nu mai țin minte ce am mai încercat. Cu siguranță am mai încercat ceva, însă, sincer, nu m-am ținut de ele. Le foloseam pe o perioadă scurtă și le lăsam, deoarece erau prea uleioase pentru tenul meu. Și uitându-mă la diverse clipuri, am auzit vorbindu-se despre acesta, varianta Gran Activ, care începe cu apă ca și ingredient. Așa că dacă, ca și mine, aveți un ten uleios sau tenul vostru nu se împacă chiar atât de bine cu produsele pe bază de ulei, deci
se găsesc și variante pentru noi. Acesta are un retinoid de 2%. Eu mi-am luat două, nu știu sigur ce se va întâmpla. Voi încerca, deci practic îl voi introduce în rutina mea. Voi începe cu o dată pe săptămână, voi merge până la de două ori pe săptămână și sper să ajung la maxim de 3 ori pe săptămână. Nu știu cum se va comporta tenul meu, oricum intenționez să fac un before and after, un clip ceva mai interesant, dar acela va apărea undeva peste vreo 3-4 luni, în niciun caz în viitorul apropiat, pentru că vreau să văd exact ce o să se întâmple, atât cu retinolul, care este vitamina A, cât și cu niacinamidele, care sunt vitamina B, nu mai țin minte exact care, B3, dacă nu mă înșel, oricum un B, și, bineînțeles, vitamina C. Sunt trei game de ingrediente destul de cunoscute pentru tenul nostru, destul de vorbite și benefice, însă vreau să-i dau timp timpului și să văd ce se întâmplă. Un asemenea flacon de 30 de ml pe site-ul celor de la DCM a fost 9,99 €, deci aproape de 10 euro. Și v-am spus, mi-am comandat două. Să am de rezervă, deoarece, cum v-am explicat și înainte, mi-am pus alertă pe site-ul celor de la Nocibe să mă anunțe în momentul în care îl au din nou în stoc și în 3 luni de zile nu l-au avut deloc în stoc, așa că, nu știu, ori alerta n-a mers, orice s-a întâmplat, nu știu, dar mi-am luat ca să fiu sigură și, practic, cu asta eram undeva la 20 de euro și dacă dădeai o comandă de 25 de euro sau mai mare de 25 de euro, aveai transportul gratuit. Așa că mi-am mai luat un produs pe care l-am folosit și înainte, îl cunosc deja, știu cu ce se mănâncă, știu cum se împacă tenul meu cu el și vorbim de 100% L-ascorbic acid powder. Practic este vitamina C sub formă de pudră. Dacă sunteți amatoare de vitamina C și v-ați mai documentat, știți că vitamina C, din păcate, nu este cel mai stabil ingredient, așa că trebuie de avut grijă cum a fost formulat, în ce este depozitat, de fapt în ce este ambalat, cum îl depozităm și așa mai departe, plus că vitamina C cu timpul râncezește și își schimbă culoarea și poate schimba culoarea și poate schimba mirosul, ceea ce înseamnă că nu mai poate fi folosit. Iar varianta aceasta de pudră, eu nu o voi desface în momentul de față pentru că mai am două produse cu vitamina C pe care le folosesc, dar ideea este că varianta aceasta de pudră este mult, mult mai stabilă și are o cantitate foarte, foarte mare. Chiar dacă eu nu am folosit-o zilnic atunci când am avut-o, știu că pentru mine a fost ok. Singurul lucru pe care aș putea să-l spun este că dacă folosești o cantitate ușor mai mare sau dacă încă nu ești obișnuită cu varianta asta, pentru că este 100% vitamina C, încearcă cu cantitate mult mai mică, adică e normal, îți spun să pui undeva o jumătate de linguriță de genul acesta în orice alt produs solubil în apă, în orice ser vrei tu, bineînțeles. Eu, în general, îl combin cu un ser cu acid hialuronic, pentru că așa mi se pare mie mult mai practic. Un lucru care scrie pe ambalaj și pe care vreau să îl menționez este faptul că pe ambalajul acestui tip de vitamina C specifică a nu fi amestecat împreună cu niacinamide. Deci poți să folosești treaba asta dimineața și niacinamidele seara. Una peste alta este un produs care mie mi-a plăcut când l-am încercat data trecută. Este în jur de 5 euro și ceva, așa că 5,50 euro dacă nu mă înșel. Așa că mi l-am recumpărat și un produs nu că mai nou, dar dacă nu mă înșel, este destul de nouț, nu mai țin minte exact, este 100% pudră de niacinamidă. Acum, cum spuneau și persoanele la care am văzut review-uri despre varianta aceasta, pentru acidul ascorbic, adică vitamina C, este de înțeles și este o variantă foarte bună treaba asta de a pune în pudră. Pentru niacinamide nu era neapărat nevoie, pentru că niacinamida
Este o substanță destul de activă, este o substanță destul de stabilă, așa că nu este la fel de pretențioasă ca vitamina C, însă cei de la The Ordinary s-au gândit să fie mai interesant și să facă, pe lângă serul pe care îl au, să facă și o variantă din aceasta sub formă de pudră. Și aceasta se prezintă cam așa, același principiu, are 20 de grame de produs și la aceasta ne spune să punem un sfert de linguriță cu un serum pe bază de apă, masăm în podul palmei și încălzim de fapt în palmă și aplicăm pe tot tenul. Așa că da, bineînțeles că după trebuie să ne spălăm foarte bine mâinile. Și să nu îl amestecăm cu produse cu un pH mai mic de 5. Cel mai probabil cu acizi. Pentru că, în general, sunt acizi care au un pH mai mic de 5. Dar, da, la fel, cred că va fi ok. Eu mai am un alt ser cu niacinamide de la Revolution Skincare, pe care am vrut să-l încerc. Varianta aceasta va intra și ea în uz la un moment dat, dar nu momentan. Așa că da, cam asta este comanda mea și aceasta tot a fost 5,50 € în total. Știți că v-am spus că am dat 31 de euro și parcă 20 de cenți sau ceva de genul. Da. Și mi-am luat aceste produse. Știu că produsele de la The Ordinary au fost foarte, foarte, foarte vorbite și hăipuite în momentul în care au apărut, iar în timp și-au pierdut din popularitate, deoarece a apărut Revox, a apărut The Inkylist, Revolution Skincare, care produc, practic, produse asemănătoare și fiecare se înțelege mai bine sau mai rău cu una din produsele din aceste game. Eu, de la The Inkylist, am avut un ser cu acid hialuronic, pentru că în Sephora, în magazinele Sephora care sunt la mine în oraș, nu se găsește o varietate foarte mare pentru The Inkylist. La fel, în Marionneau, pentru produsele Revox, nu se găsesc deloc, pentru că am un singur Marionneau în oraș, este unul foarte micuț. Și The Ordinary, chiar m-am uitat prin decembrie în Nocibe, în magazinul fizic, pentru că înainte avea o gamă foarte largă, iar acum, din nou, nu se prea găsesc. Se vând, vă dați seama, multe sunt în ruptură de stoc, chiar și cele de la The Inkylist când intri pe site-ul celor de la Sephora, pentru că au, bineînțeles, prețuri accesibile. Acum depinde de fiecare, de gustul fiecăreia. În principiu, toate sunt bazate pe același principiu, au ingrediente simple, au formulări simple și au fost făcute să poată fi combinate una cu cealaltă. De exemplu, eu, dacă vreau, pot combina granactivul cu acidul ascorbic, fără nicio problemă, ori pot folosi vitamina C dimineața și retinolul seara, dar la fel seara le pot combina și pe amândouă, pentru că sunt studii făcute în care ar arăta că practic vitamina C ar ajuta retinolul să lucreze ceva mai bine. Eu încă nu știu în ce variantă le voi folosi și cum voi face toată treaba aceasta. Oricum, înainte de a introduce un retinol în rutina voastră, documentați-vă foarte bine, nu luați de bună tot ceea ce vă spun eu, documentați-vă foarte, foarte bine de la persoane specialiste, de la medici, de la chimiști, dermatologi și așa mai departe. Eu sunt strict o persoană pasionată de treaba asta, fac destule experimente pe tenul meu, chiar dacă nu tot timpul sunt cele mai reușite, dar nu luați de bună toată informația, doar informația pe care vă dau eu, plus că tenul reacționează diferit de la persoană la persoană. Un ten uscat se va înțelege mult mai bine cu un retinol pe bază de ulei. Tenul meu nu îl suportă, sunt și persoane cu tenul mixt care nu au nicio problemă cu acest tip de retinol. Deci diferă de la caz la caz, de la persoană la persoană. Acestea fiind spuse, astăzi nu cred că voi mai face nimic. Cred că ceva Netflix și YouTube, sinceră să fiu. Vedeți că nu mi-am pus nici față, nici nimic, nimic, nimic. În schimb, diseară vreau să încerc deja treaba asta.
Mâine este duminică, din nou, afară plouă, ceea ce înseamnă că nu vom face absolut nimic. Zăpada s-a topit pe munte, ceea că nu mai putem merge la Săniuș. Cred că cel mai bine ar fi să închei vlogul aici și intenționez să fac la fel și pe viitor, adică în momentul în care am ceva mai interesant să vă spun sau să vă arăt, deschid telefonul și filmez, iar în zilele în care fac, nu știu, chestii casnice, să spunem așa, nu are rost, nu știu, poate o să mai trag cadre pe viitor, oricum, cum v-am repetat și în vlog, mai înainte de asta, stau acasă pentru că nu putem încă merge la muncă, așa că viața mea este destul de monotonă, plus că nu îmi asum riscuri inutile de a ieși prea mult atunci când nu este cazul. Acestea fiind spuse, aștept să-mi spuneți în comentarii părerea voastră despre acest vlog. Dacă vi se pare ok varianta asta cu telefonul, am spus că în curând urmează să îl schimb și poate îmi voi lua un telefon cu cameră ceva mai bună. V-am spus și la începutul acestui vlog că eu sunt paralelă cu tehnologia, așa că partenerul meu se va ocupa de toată treaba asta. Eu mă depășește. Așa? Și să-mi spuneți feedback-ul vostru în comentarii. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la următorul clip. Pa, pa!